Bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela și astăzi avem faimosul clip, nu fugiți țărărilor, cu ce am primit cadou de Crăciun. Eu le-am primit un pic înainte de Crăciun, dar voi veți vedea clipul ăsta de Crăciun. Dacă vor mai fi să fie cadoaie, o să le includ într-un alt clip, o să facem și partea a doua. Dar înainte de toate vreau să vă urez și eu un Crăciun fericit, sper că ați petrecut Crăciunul cu cei dragi, că v-ați bucurat de familie, că i-ați avut pe cei dragi aproape și că ați profitat de timpul petrecut alături de cei dragi. Am profitat de faptul că unele cadouri de Crăciun mi le-am primit în avans pentru a filma un pic în avans acest clip, recunosc, asta pentru că, fiindcă și deoarece eu am... lucrez. Și atunci eu lucrez și atunci este mai bine să am clipuri prefilmate. Nu filmez cu foarte mult timp înainte de Crăciun, filmez cu câteva zile înainte de Crăciun, așa că să aveți un Crăciun fericit, plin de fericire, de bucurii, sper că v-ați distrat, sper că ați profitat de oamenii dragi, sper că ați stat alături de ei și haideți să nu mai trag de timp și să trec la ce cadouri de Crăciun am primit eu, domnule. Nu știu dacă este partea întâi, nu știu dacă vor mai veni cadouri de Crăciun, nu știu ce și cum. În cazul în care vor mai veni cadouri de Crăciun, o să fie și o parte a doua. În primul rând, haideți să încep cu un produs care este absolut superb. Și vorbim despre această agendă pe care o găsiți în librării. Cred că o găsiți în Libris. Se găsește și în librăria din San Plața, dar mai sunt și alte librării în care se găsește. Este vorba despre o agendă dublu fațetată, dacă vedeți. Dacă o întorci așa, ai o altă agendă. Pe o parte se numește Santoro London Notes, așa arată ea și este cu sclipit și mare. Asta este prima ei față. Apoi avem foi de genul acesta cu un model foarte, foarte drăguț sus și dacă o întoarcem invers, avem calx. Se deschide așa, avem alte note aici, iar foile sunt așa. Practic poți să folosești agenda în două moduri, cum îți place ție, o folosești până la jumătate pe foaia aceea dictando, după care poți să treci pe foaia de matematică, foaia de calc. Îmi place foarte mult agenda, îmi place și coperta. Eu mai am un fel de jurnal pe care trebuie să-l completez după întrebările lor de la același brand și îmi plac super mult, dar dacă le căutați pe internet, cu siguranță le găsiți. Asta ar fi primul lucru pe care l-am primit. Următoarele produse, hai să o iau cu produsele care nu sunt parfumuri și avem trei produse de la Yves Rocher. Avem în primul rând această cremă de mâini, Juicy Berries, așa arată ea, colecția fructe înstelate, cremă de mâini fructe înstelate, așa se numește, folosesc în prezent pe aceea cu migdale. Abia aștept să o încep și pe asta. Am mai primit un săpun de mâini, tot din aceeași gamă de la Yves Rocher, așa arată el, tot cu Juicy Berries. Și am primit și vestitul lor, mascara Metamorphose, așa arată el. L-am tot primit și l-am tot făcut cadou și mă bucur foarte mult că l-am primit și eu pentru mine, pentru că sunt foarte curioasă de el. Intens Metamorphose și este ediția asta de Crăciun și are 7,8 ml. Apoi de la o prietenă dragă, am primit și un shampoo and shower gel Sweet Orange and Cedarwood de la Rituals, așa arată, și face parte din gama The Ritual of Happy Buddha. Îmi place foarte mult mirosul acestei game și mi-aș dori extrem de mult spray-ul, parfumul de corp din gama aceasta. Miroase super bine și avem aici The Laughing Buddha was a famous monk whose legendary smile brought happiness wherever he went.
For centuries, rubbing his belly has symbolized good luck and prosperity. Super mișto, smile and the world smiles back, scrie pe el. Abia aștept să îl folosesc, miroase super bine. Apoi am primit de la cumnata mea acest set absolut deosebit. Povestea cu acest set este următoarea. Am vrut să-i cumpăr Nataliei pentru ziua ei, Lolita Lempica Lolita Land, și am vrut să mai iau și eu un backup pentru că mai am doar atât în al meu. Deci mai am jumătate în Lolita Land al meu și am vrut un backup la el pentru că mie îmi place foarte mult acest parfum. Și soțul meu tot insista să-i cumpăr Nataliei parfumul, dar să nu mi-l iau și eu, că nu acum, că nu lasă, că din ianuarie, că nu știu ce. Asta pentru că a mea cumnată deja cumpărase acest set. Este un set care vine într-o gentuță foarte drăguță și cred că o pot folosi la vară, nu știu, să merg așa cu ea, chiar dacă scrie Lolita Lempica Lolita Land, eu pot să merg așa cu ea ca o paporniță. Se închide cu arici și înăuntru avem o cremă de corp Lolita Lempica Lolita Land de 75 ml, Moisturizing, Nourishing and Perfume Body Lotion. Și are doar 6 luni de valabilitate, deci pe asta dacă o încep trebuie să o termin, momentan nu o să o încep. Și mai avem aici, evident că nu se putea, și parfumul de 40 de mililitri, tot de 40 de mililitri îl am și eu pe al meu, îmi place foarte mult, iubesc acest parfum, e un cozonocel înainte să fie băgat în cuptor, miroase sărbători, îl pot folosi oricum și primăvara, dar este absolut superb. Unde mai pui că a venit și în gentuța asta super drăguță, care poate fi folosită. Dacă nu te deranjează care modelul ăsta și că scrie Lolita Land, nu văd care ar fi problema în a o folosi vara la o rochie fluflu sau chestii de genul ăsta. Și îi mulțumesc extrem de mult și ei pentru cadou. Mă bucur extrem de mult de el. Hai să vedem cum punem cadourile astea pe lângă mine. Și apoi din partea familiei am restului familiei am două plăsuțe de la My Geisha. V-am spus eu mai de mult că eu nu sunt mare fan parfumuri My Geisha, că nu cred că o să-mi iau parfumuri de la My Geisha. M-ați mai întrebat și voi prin comentarii ce părere am despre ele. V-am spus că nu aș avea încredere să-mi aplic aceste parfumuri pe piele. Ei bine, Natalia a testat parfumuri mai multe de la ei, unele nu i-au plăcut, nici mie nu mi-au plăcut cele pe care le-a avut ea și le-a testat, dar într-o vizită în magazin a testat parfumul Sakura de la My Geisha. Apoi m-am întâlnit cu ea în mall și cu prietena noastră Alexandra la un moment dat când a venit Alexandra în țară și după ce Alexandra a plecat unde avea treabă, m-a târât efectiv până la magazinul My Geisha. Și a pulverizat pe mâna ei Sakura, care mirosea absolut demențial, și de atunci mi s-a pus pata pe Sakura. Parfumul este luat de Black Friday pentru că ei au avut reducere, am dat 370 de lei, a dat soțul meu de fapt 370 de lei pe parfum. Și mai am aici un alt lucru minunat pe care o să vi-l arăt. O să las parfumul la urmă pentru că vreau să vă spun ceva despre el. Nu o să vă mint, am purtat parfumul pentru că nu mă puteam abține și l-am purtat. Pentru că eu purtat, ca să înțelegeți. Dar nu, asta este important. Am aici o bombă de baie, tot de la My Geisha, care arată, uite, așa. Și pe care abia aștept să o folosesc. Miroase foarte, foarte, foarte bine și arată foarte bine. Este efectiv demențială. Choco Mousse, handmade in Poland, 2-in-1 bath muffin bomb. Ia să vedem, bombă muffin mousse cu ciocolată 2-in-1, 76 de grame. 176 de grame, sare de baie, efervescentă cu ulei de migdale și ulei de migdale, mă rog,
Baia cu bombă parfumată este modalitatea excelentă de a petrece un timp relaxant acasă după o zi lungă. Liniștește imediat pielea uscată și deshidratată. Mod de utilizare: adăugați în baia cu apă caldă, clătește după utilizare. Ingrediente active: ulei de avocado, ulei de migdale și cam atât ne spune. Țara de origine: Polonia. Uite așa arată ea, dar e o brioșică superbă, superbă. Abia aștept să o pun în baie și să mă răsfăț cu ea. Și aici avem parfumul. Avem minunăția de parfum de la My Geisha și anume Sakura. Pe lângă faptul că m-a cucerit sticla parfumului, care arată absolut genial și are o culoare superbă, îmi place și cutia, este cu flori de cireș, arată foarte bine. Aici este un spațiu între sticla asta desenată și cutie. Ne zice aici ingrediente pe spate. Este extract de parfum și are 100 de mililitri. Și vă arăt imediat și sticla. Sticla este într-un roz din ăsta nebun, efectiv un roz de ment nebun. I-am făcut poze, am pozat-o pe toate părțile, mi se pare absolut genială. Cam atât am consumat din el, el a venit plin și cam atât am consumat din el. Este un parfum floral dulce, o floare de cireș dulce cu miros de curat. Haideți să intrăm și pe site-ul My Geisha și să vedem ce ne zic și ei despre acest parfum. Ca să vă dau o impresie, l-am purtat și nu mi-a cauzat niciun fel de iritație pe piele. Miroase foarte bine, se blendește bine cu pielea și are o persistență bombă. De dimineață până seara persistă acest parfum pe pielea mea. Este un miros floral dulce mâncabil, dar intrăm imediat pe site-ul My Geisha, pentru că am căutat un alt parfum mai devreme. Și vă spun mai multe ce ne spun și ei despre acest parfum. Hai să vedem. Caută parfumul dorit, căutăm Sakura și să vedem ce ne spun. Sakura de la My Geisha. Extract de parfum. În țara soarelui răsare, florile de cireș sunt adorate. Atunci când înflorește, Sakura devine prilej de sărbătoare din Okinawa până în Tokyo. Nu-i de mirare că parfumieri din întreaga lume și-au dorit să-i celebreze aroma sublimă. Cedează și tu în fața farmecului său diafan, parfumându-te cu My Geisha Sakura, o apă de parfum suavă ce îți oferă în fiecare zi un moment de lux. Este un parfum care te face să uiți de tine, te scoate din rutina zilnică și te poartă undeva departe, în țara geișelor. Plăcere și răsfăț, rafinament și grație, toate încapsulate într-un recipient prețios cu My Geisha Sakura extract de parfum. Pentru femei, floral oriental. Și hai să mergem la note. În notele de vârf avem flori de cireș și flori albe, în notele de mijloc fructe dulci și trandafir, iar în bază paciuli și mosc. Se simt acele Sakura, dar nu se simt cum se simte în cerisier de la Yves Rocher. Sunt niște flori de cireș dulci, cu siguranță are și alte flori albe. Se simte și trandafirul, este un trandafir dulce de dulceață, un blending foarte frumos. Îmi place foarte mult parfumul și îmi place cum se transformă pe mine. Este și moscat pentru că îți dă și izul ăla curățel. Asta mi-a și plăcut la el, pe lângă faptul că este un parfum puternic, este dulce, e un floral dulce și siropos, are totuși un iz de curat dat de nota aia moscată. Mie una îmi place foarte mult, persistă foarte mult, pe pielea mea miroase absolut demențial, miroase ca și cum te-ai fi spălat cu un săpun de lux. Și mirosul lui rămâne pe pielea ta pe parcursul întregii zile. Este un parfum foarte frumos, combină extrem de bine. Când mă uit la el, pe lângă florile alea de cireșul tipic japonez Sakura, văd un trandafir fix de culoarea asta așa. Se simte
Și faptul că este moscat, dar este un musc curat, un musc clean, diafan, nu este un musc animalic, este jovial, este jucăuș, este puternic pentru un parfum floral fructat, mă rog, el îl listează floral oriental. Are un iez ușor oriental, dar nu foarte mult, el aș duce în categoria de fructat floral, dar este genial. Simțiți-l ăla de floare de cireș combinat cu multe alte flori pe care nu le pot descifra. Simt o notă de trandafir într-adevăr în el, pentru că l-am purtat pe parcursul întregii zile și se simte și nota de musc care îi dă, deși este un parfum dulce, puternic, persistent, floral, e și clean, curat. Muscul ăla echilibrează foarte bine balanța și îl face curat. Îmi place foarte mult parfumul, l-am purtat de când l-am primit pentru că n-am putut să mă abțin și o să-l port în continuare pentru că îmi place foarte, foarte mult. Și cam astea sunt cadourile primite de Crăciun până acum. Dacă voi mai primi altele, voi face un nou clip în care vă voi arăta ce minunății am primit eu cadou. O să revin pe parcurs cu review-uri la toate produsele pe care le am aici, dar v-am spus în mare părerea mea despre acest parfum. Sakura de la My Geisha îmi place foarte mult, este pe stilul meu, un floral dulce, ușor moscat, absolut demențial. Despre backup-ul de Lolita Land nu are rost să vă mai vorbesc pentru că e backup de Lolita Land și îl am pe al meu consumat destul de mult, adică mai am 20 de mililitri din 40, deci se vede că este un parfum iubit. Asta a fost clipul meu de astăzi, sper că v-a plăcut. Abia aștept să lăsați în comentarii ce ați primit cadou de Crăciun, pasionatele mele de parfumuri, care a fost parfumul pe care l-ați primit cadou de Crăciun sau dacă v-ați dorit un parfum cadou de Crăciun sau orice alt ceva vreți voi în comentarii, părerea voastră despre aceste parfumuri, dacă le-ați încercat sau despre restul produselor, bineînțeles, orice părere este binevenită. Eu vă mulțumesc de vizualizare, un disclaimer pe care trebuia să-l fac la începutul clipului, nu am făcut acest clip ca să mă laud, ci am făcut acest clip pentru a vă da și vouă idei, poate pentru la anul sau pentru a vă aduce în atenție produse deosebite pe care le puteți face cadou ori pentru voi, ori pentru cei apropiați vouă. Vă mulțumesc de vizualizare, dacă v-a plăcut clipul nu uitați să-i dați un like, nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram cu ID-ul Coffee and Perfumes, de fapt peste tot pe social media sunt Coffee and Perfumes. Dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal, nu uitați să o faceți, iar noi ne revedem cu mult, mult drag la următorul clip. V-am pupat, zile senine să aveți, pa, pa!